Ne-am făcut o viață cât de cât normală. Cred că e busuioc. Mașina în casă, nu credeam niciodată că o să... În zone precum asta. Ia uitați. Ți-ai luat outfit-ul de plajă? Da. Ce păr ai, iubire? Tot de plajă și asta. Respirat exact cum băga lingura în gură și mi-a venit scorțișoară în gât. Ce formă stupidă de a muri. Nu cred că asta vrei să mă lasă de postul eu, mami. Exact, nu cred tu. Mi-ai dat 4. O să vorbim imediat și despre casă și cum am ajuns aici, pentru că uneori universul conspiră, dar întâi mergem să mai explorăm puțin zona asta și să vă arătăm câteva chestii. Cam filme. Am mașină în casă, nu credeam niciodată că o să trăiesc o experiență precum asta. Mă simt prea sărac să stau aici. Bine ați venit la un nou video. Nu avem astăzi cea mai frumoasă zi, cea mai senină zi. Cred că astea sunt cele mai frumoase lidere pe care le-am văzut. Bă, da, să știi, avem tucanul acolo. Perezoso. Cum se spune un... Papagal! Papagal, nu? Da. Papagal. Papagal. Și direct dacă te bagi așa prin O, vezi oceanul. Și da, după cum vedeți, suntem în Hako, înapoi, cei care ați văzut vlogul de aici, pe care vi-l recomand, ne-ați auzit spunând că ne-a plăcut foarte mult pentru că are vibe-ul ăsta de Asia, de Sud-Est, ai toate opțiunile, magazine, e bine localizat. Și am spus că am vrea să ne întoarcem la un moment dat. N-au trecut decât vreo 5 zile până când chestia asta s-a întâmplat și o să vă povestesc exact cum și de ce și cum stăm acum în casa unui român din Costa Rica. Casa este extraordinară și o să vă arătăm acum. E și pe Airbnb, puteți să o luați și voi când veniți aici. Dar ce e mai interesant și mai mind-blowing e cum s-a întâmplat tot, adică cum au decurs chestiile ca noi să ajungem aici. Raluca mai știe de o plajă foarte frumoasă, încolo mergem, continuăm să povestim și apoi vă arătăm și casa. Noi încercăm să ne dăm seama cu ce naiba așa i-au făcut ăștia unghiile Raluca la picioare. Că acum sunt roz și după aia când ies soarele sunt galbene și noaptea în întuneric în cameră sunt verzi. Ce că de sunt portocalii. Și nu înțelegem, what the fuck is happening? Cu ce au dat-o? Cu de-aia de fac vestele alea când ai accident cu mașina. Prima dată am crezut că e din asta care se vede noaptea, dar apoi nu și e de la lumină. Cum dă lumina sau soarele, se schimbă culoarea. Ce dat? Si? A, mira, ai, tamin, ai, si. Wow! Uitați ce frumos! Aqui arriba la, se ve la cola. Y por ahí había otros. Mira eso! Es normal que estén por aquí. Ce bonus am primit, am văzut lapa, spune eu, cred că sunt papagali, dar sunt enormi, sunt vreo 10, frate, și super, super mari, nu știu cât s-au văzut pe cameră, dar ce frumoși. Și sunt aici, pur și simplu, într-o parcare. Dacă nu vrei să-ți închiriezi mașină, cum avem noi, la Jeepeta, aia e alternativa cu care se plimbi prin țară. După cum vedeți, nu prea are aer condiționat. Deci, nu știu dacă e recomandat. Frate, nu știu ce se întâmplă asta, deci nebun, sunt delfini în apă. Sunt delfini? Da, băi, nu vezi cum fac? Băi, nene, e incredibil, le vedem pe toate astăzi într-o parcare, ești nebun? Nimeni. Începem să avem dubii, s-ar putea să fie rechini. Pentru că înotau un cerc la un moment dat și au mai venit și niște localnici care au zis rechini. Bine, oricum, delfinul e numai vorul ăla mai de treabă a rechinului, dar... Cred că-s rechini.
eu sunt în aici cu... cortul. Cortul, da. Deși Hako e o mega stațiune și ai tot ceea ce ai putea căuta într-un oraș, efectiv orice, poate o să vorbim și despre asta mai târziu într-un alt vlog, totuși, odată ce te îndepărtezi de orașul principal, doar câțiva kilometri, 20 de kilometri, începi să vezi viața asta a Costa Ricăi de țară, de viață rurală. Țineți cont că la doar 2 ore și jumătate de aici se află Nicoya, sau Nicoya, care de fapt este o zonă albastră împreună cu Okinawa și Icaria în Grecia. Sunt oamenii care trăiesc cel mai mult aici, la câțiva kilometri, sunt sate unde o grămadă de oameni au peste 100 de ani și conform unui documentar recent de pe Netflix, ei ar fi centenariu, se numesc în spaniolă, oamenii cu peste 100 de ani care se mențin cel mai bine din lume. Trăiesc o viață liniștită, trăiesc o viață în familie, nu prea folosesc absolut nimic, adică nu au blender, nu au coffee maker, nu au... Toate chestiile le fac la mână, toate sunt, adică ei fac foarte mult sport fără să-și dea seama și arătau acolo oameni la 100 și ceva de ani spărgând lemne. Și oamenii ăia trăiesc în zone precum asta, în zone sălbatice, la casă, muncesc foarte mult de dimineață, se trezesc la ora 6 și deja începe la ora 6 și deja pe la 10-11 la prânz termină. Nu lucrează mai mult de atât, lucrează doar dimineața, iar restul timpului se bucură de comunitate și de familie. Și poate asta e unul din secretele longevității. Și asta era puțin așa pentru context, ca să înțelegeți de ce e atât de chill peste tot. Se pare că liniștea asta, atât mentală cât și sufletească, face ca corpul să trăiască mult mai mult. Și dacă tot am văzut atâtea minunății astăzi, Raluca m-a adus aici pentru că undeva pe plajă încolo, bine, nu cred că o să vedem astăzi, este o statuie cu o sirenă, nu? O sirenă. Dacă am văzut rechin, tucan și tot ce am mai văzut, să vedem și o sirenă. Sirena apelor. Sirena apelor, dar sper să o putem vedea, pentru că depinde de fluxul, de, da, odată câteodată o vezi, câteodată nu o vezi. Mi-ar plăcea să o vedem, pentru că arăta foarte epic în poze, iar apoi o să vă povestesc cum conspiră universul atunci când vezi ceva. Deși eu nu cred în chestiile astea, acum mi-a dat de gândit. Nici urmă de străin pe aici, pe plaja asta. Nici unul, doar local, nici cu scăunele, cu berea lor imperial, cu muzică, cu câini, după cum vedeți, după urmele lăsate pe nisip. Și doar viață locală. Și cu familia, mai ales că astăzi e duminică. Ah, da, chiar azi e duminică. De relax. Plaja se numește Esterillos. Plaja Esterillos. Esterillos. Și e la doar 20 de minute. De Hako. Dar total alt film aici. Foarte fain, foarte, foarte fain. Ia, vezi, mă, că s-a întâmplat necazul. Deci dacă ne luăm după Google Maps, am ajuns la locul unde ar trebui să fie sirena. Stai să parcurgem puțin distanța asta, că pe aici e complicat. După cum vedeți. Dar s-a întâmplat necazul. Uite ce piscină naturală și-au trântit oamenii aici. O, ce mari sunt crabii ăștia, frate. Și deși Google spune că sirena apelor ar trebui să fie aici, aici nu e nimic decât plataforma aceea. Și talentul și experiența mea de muncitor pe Baker Street în Londra, mâna dreaptă a lui Sherlock Holmes, îmi spune că sirena se afla pe acea platformă și a furat-o Delia să facă videoclip. Pentru că altfel nu îmi explic doar asta la sirena. Cum se spune în spaniolește, la sirena está canchos. No sirena. Aia e. Nu ne pare rău, pentru că, totuși, uitați-vă și voi. Și acum, povestioară, cum se spune pe TikTok, story time, cum spun americanii. Deci ne pregăteam noi să ne facem check-out-ul din Hako, din hotelul ăla super mișto la care am stat ăla, era un container în ăla super mișto. Ne pregăteam să facem check-out-ul. Am spus că ne place foarte mult aici. Am zis, poate o să revenim. Planul nostru era să mergem în Uvita, ceea ce ați văzut deja. Am stat la cort acolo, foarte mișto, am văzut balenele, iar apoi trebuia să ne întoarcem, să traversăm prin San Jose, prin capitală, vreo 8 ore cu mașina, să mergem pe cealaltă coastă a Costa Ricăi, la Caraibe, către Puerto Viejo.
După cum vedeți, vremea nu este ideală în țară, pentru că sunt foarte multe ploi, iar partea aceea e cea mai puțin dezvoltată parte a țării. Drumurile se fac varză și efectiv au fost zeci de turiști de-a lungul istoriei și de-a lungul anilor, inclusiv recenți, care au rămas blocați prin Puerto Viejo pentru că nu mai puteau pleca. Efectiv se rup drumurile sau se inundă totul. Noi știam cumva riscul ăsta, numai că deja se adunase și două săptămâni de oboseală prin Costa Rica. Am vorbit și cu niște oameni pe aici prin Haco înainte de plecare localnici acolo la hotel și toți spuneau, bă, să mergi acum acolo, nu o să te poți bucura nici de plaje și acolo nici nu ai infrastructură. Adică aici cumva, de exemplu, dacă plouă, am ce să fac. Da. Am ce să mai fac, am multe cazări, acolo e mai sălbatic totul, dar ar fi fost foarte interesant și drept. Și cumva eram în dubii pentru că nu prea aveam chef nici de condus 8 ore încolo și după aia trebuia să stăm câteva zile de pe ploaie cu riscul de a rămâne pe acolo sau cu pene de curent, că și asta se întâmplă foarte mult, și după aia trebuia să ne întoarcem oricum către San Jose pentru că plecăm în Chile în curând, în câteva zile. Și dintr-o dată, între timp, primesc un e-mail. Salut copii, dacă ajungeți prin Haco, scrieți-mi nu știu ce. V-am scris pe Facebook și pe TikTok. Noi pe TikTok nu prea vedem mesajele pentru că sunt foarte multe și Facebook-ul avem dezinstalat pentru că în Costa Rica nu e monetizat și nu vrem să ne pierdem monetizarea cum am pățit în China. Dar e-mailul îl primim tot timpul, da. Am văzut e-mailul și i-am scris că îmi pare rău că nu i-am răspuns, dar na, nu avem acces la diferite chestii. Și ne-a făcut o propunere sau o invitație pe care ne-o fac foarte mulți români și vă mulțumim pentru asta. Peste tot pe unde ajungem sunt oameni care trăiesc acolo și ne spun veniți, stați la noi, vă oferim cameră, vă oferim să stați la noi, bla bla bla. De obicei, noi suntem foarte reticenți la chestia asta și voi știți, nu stăm niciodată la nimeni pentru că nu vrem să stăm pe capul nimănui și cred că fiecare persoană e independentă și fiecare are nebunile lui și damblalele lui și problemele lui. De asta noi nu stăm la nimeni niciodată, nu acceptăm de obicei invitații de genul ăsta. Dar el mi-a spus, bă omule, eu trăiesc în Statele Unite, am două proprietăți în Costa Rica, în Haco, acolo unde îți place, și sunt în România, casele astea sunt goale și oricum ele sunt pe Airbnb, adică ele pentru astea sunt făcute și n-am nicio rezervare. Mergeți, vedeți și dacă vă place puteți să stați cât vreți, nu știu ce, ar fi plăcerea mea. Și ne-am uitat așa unul la altul și am zis, bă, am zis că vrem să stăm în Haco, am zis că n-avem chef să căucem încolo, vremea nu ține cu noi și apare omul ăsta care are o casă în Haco, care e goală, adică nu mergem să stăm. A fost pe... ca un semn. Da, a fost, am luat-o ca un semn așa, de bă, a conspirat universul să apară omul ăsta care să și insiste, adică ne-a scris acolo, n-a răspuns, ne-a scris în partea alta, a văzut că nu ne-a ajuns mesaj și după aia omul, bă, le trimit un e-mail. Adică cumva universul a insistat ca noi să ajungem aici și mai mult de atât am văzut că au stat și alți colegi de breaslă în același loc și că totul e ok și că omul e super, super de gașcă. Și așa am ajuns acasă la Florin. Funny fact e că noi văzusem apartamentul ăla și pe Airbnb, numai că n-am știut că era a unui român. Dar noi îl văzusem, apartamentul, vila, că edita mai vila, cumva simțim că nu merităm să stăm în ea. Și trebuie să o vedeți și pe asta, că probabil e una din cele mai șmechere cazări în care am stat în ultima perioadă. Când și... o să am o casă, eu vreau să fie ca asta. Da, și am profitat și ne-am făcut de mâncare și puteam scoate o carte cu rețete la câtă mâncare am făcut acum. După ce ne-am tot primat prin Costa Rica și știți că nu suntem foarte mari fani ai mâncării costaricane, am profitat de acea fantastică bucătărie și am făcut de mâncare non-stop. Am ajuns de 4 zile la el acasă, n-am ieșit din casă deloc, am ieșit astăzi. Nici vremea nu ne-a ajutat, dar... Da. Și plus că are un internet foarte bun, ceea ce ne-a ajutat pe noi per total, așa, pe noi să edităm videourile și pe voi să le vedeți. Deci da, gata, v-am arătat chestii, am povestit, hai să vă arăt casa în care stăm aici, în Haco, în Costa Rica. Și by the way, mulți m-ați întrebat care e părerea despre mașină, despre jipeta, dacă te doare spatele după ce mergi cu ea, bă, mașina e extraordinară, adică dacă stai într-o zonă ca și asta, nu știu, prin Apuseni sau prin zone muntoase de României, mie mi se pare fantastică la banii ăștia și chiar poți să te bagi cu ea oriunde. Nu aș lua să mă prind prin București, clar. Noi, deși am insistat, nu ne-a luat niciun ban. Suntem total transparenți cu voi, ca de obicei. O să-mi ia bani să-mi spele mașina asta. Stai greu, am oprit în mijlocul drumului, ia uite ce-i în copacul ăsta, frate. Asta face puțin spectacol. Mâine India sta cu capul în jos. Încă o parcare normală aici. Incredibil că sunt treci acolo. Fara.
Și dragi tovarăși, bine ați venit acasă, temporar. Asta e casa în care stăm noi. Luca se duce să-mi deschidă garajul, pentru că m-am arătat ca în filmele americane. Stau cu mașina în casă, de ce mă întrebi? Foarte faine. Abia aștept să vă arăt. Urmează house tour. Și bineînțeles că ne oprim să facem cumpărături înainte să venim. Uitați un pic. Tot timpul înainte să venim acasă trebuie să ne oprim la supermarket. Și vreau să vă arăt o chestie înainte să începem cu room tour. Deci fiți atenți. Unde e la locul la tine? Am cumpărat acum 5 minute. De ce pare că l-ai de 6 ani în blugi? Pentru că l-am avut multe sere. Deci cel mai ieftin iaurt e 1430, vă scriu aici. Cafeaua 2500, apa 2200, o din aia de ton 1180. Cu scur o portuim de ce bun. Bă, când tu mai cred. Tare frumos, am vrut ca la MTV. Deci cum intri în casă? Prima dată sunt cu Iușa, ca să nu intre și alții în casă. Și aici, ați văzut, avem direct garajul. Asta e intrarea. Continuăm. Am aprins toate becurile, facem pauză, la o să vă arătăm casa bine. Avem aici un mare living cu două canapele, masa asta de lemn masiv, care e super grea, am încercat să o mișc și n-am putut, mai degrabă am tras un covorul. Acolo avem frumos televizor mare și o grămadă de jocuri din astea dacă pică curentul, deși nu s-a întâmplat niciodată, dar nu văd de ce m-aș juca astea în alte momente. Dar Luca, rog că ei plac jocurile astea. Uite ce s-aia, Scrabble. Aici avem baia de serviciu, gen. Dacă ți-e lene să urci sus la etaj, aici avem o băiță mică, o toaletă mică. Și aici avem locul preferat al Ranucăi. Bucătăria asta se numește insulă sau așa ceva. Uitați cât de mare e, nu știu dacă vă dați seama cât e de enormă. Pe care noi o folosim și pentru a găti și pentru a edita, după cum bine vedeți. E superbă, superbă, superbă bucătăria asta. Aici avem toate lucrurile de care avem noi nevoie de-a lungul zilei. Carduri, bani, cheile de la mașină, cremă de mâini, magneziu, fructe, cremă de soare, carnitină, deodorantul meu pe care îl folosesc în fiecare zi. Aici avem una bucata frigider mare, una bucata congelator mare. Nu vă arătăm ce e în frigider, că nu e frumos. Bucătăria e echipată cu absolut tot ce ai putea avea nevoie, pe bune. E unul din... Țineți cont că apartamentul ăsta e pe Airbnb, adică casa asta e pe Airbnb, o puteți închiria și noi trăim din Airbnb. Frate, e super mega dotat, adică ai ăsta de făcut, ce? Ai două. Asta, două. Două de astea spați multuri, sunt o grămadă de chestii, filtre de cafea, sare, zahăr, o grămadă de mirodenii și chestii de astea deja în casă, ca să nu trebuiască să faci toate cumpărăturile, detergent, toate chestiile. Adică uitați-vă și voi câte cânci, câte pahare, frate. Cei care călătoriți mult și trăiți în Airbnb-uri știți că asta nu e comun. Se vede că e făcut de un român și a unui român, că e dotat cu tot ce ai putea avea nevoie vreodată. Uitați-vă și voi, uite câte farfurii sunt și câte boale și cratițe și astea, boluri, nu boluri. Îți plac că-s colorate, nu? Dar poți să vorbești bine, că nu, aici avem hota, corect. Aragaz și cuptor, foarte mișto. Aici, la fel, dacă deschizi, ia uite. Uitați-vă și voi cât e de echipat locul ăsta. Tot o musculiță. Vedeți câte sunt? Așa. Aici, la fel, dacă deschizi, încă un blender. Din asta de făcut pâine, prăjitor de pâine. Uite, avem și de sandwich. Ai văzut? Ai văzut-o? Mă, nu, e grill. Ce, uite, un grill portabil de ăsta. Pe aici alte chestii, oale, cratițe, deci... Pe ce vrei și ce nu vrei, internetul merge blană. Mamă, ligheane, tapăre, să-ți iei la plajă. Dacă vrei să pleci de acasă, să-ți faci tortigia, să o iei la plajă cu tine. Tot ce vrei. Bun, înainte să urcăm... ăla de cafea și microunde, da. Înainte să urcăm la etaj, pentru că viața se petrece la etaj, vreau să vă arăt puțin și aici. Că totuși, ești în Costa Rica și nu poți să uiți chestia asta. Ia uitați ce terăsucă frumoasă avem aici. E muzică, deci vă arăt repede. Acolo este piscina, o să vă arăt imediat, o să mergem la piscină imediat. Văd că a ieșit soarele și zona asta verde foarte frumos cu potecuță, pac, pac, drept la piscină. Acolo e mașina de spălat și uscătorul. Am uitat, mi-ai simțit de partea cealaltă. Se vede că nu prea. Mi-ai simțit de mine? Da. Tot ce vrei, frate, adică...
am putea trăi aici. Hai. Avem aer condiționat acolo sus, dar și ventilatoare deasupra, două, în caz de nu-ți place aerul condiționat, aici avem un scaunel și acolo, ce că e un apartament micuț, dar e închis. Și acum, însoțiți-mă la etajul 2. Ce avem la etaj? Un prosop la uscat și, din face, avem un dormitor. Foarte mare și ăsta, uitați-vă și ce mare e. Cu un fotoliu aici frumos, drăguț, lampă, acolo avem un dulap mare. Și, bineînțeles, aer condiționat. Și poate te gândești, domnule, dar ce dormitor frumos, mare aveți. Vino acolo. Aici, dacă veniți mai mulți, mai aveți încă un dormitor cu două paturi separate, aer condiționat și dulap. Uite și tu cât de pregătit e totul, frate, cu... prosoape de plajă, prosoape de față, prosoape de spate, prosoape de... Aici avem încă o toaletă, a doua toaletă, aici cu cabină de duș frumoasă, elegantă și superbă. Și aici e unde am dormit noi, care cred că e dormitorul principal, pentru că a treia baie, frumoasă, elegantă și superbă. Da, așa. Și the main bedroom, valizele noastre acolo, dita mai dulapul, două noptiere, chestia asta foarte elegantă, foarte sexy, așa. Și aici la fel, chestiile astea, dar asta nici la Luca n-am văzut-o, pentru că Luca n-a ieșit deloc. Avem și o terasă exterioară sus, adică avem una jos și una sus, evident. Hai să vezi, bine. Costa Rica, papi. Stai un pic să nu vă dea soarele în ochi. Așa, hai. Ia uitați. Wow, dar e mare. Ia uitați. Direct către piscină, foarte fain. Și cam atât de mare e. Ăsta e dormitorul celălalt pe care vi l-am arătat, primul pe care vi l-am arătat. Nu știu dacă camera face dreptate, adică se vadă amploarea acestui loc. Este super, super mișto, super premium. Toate materialele simt super mișto, adică e o casă în care să trăiești. Nu a fost... Știți că sunt toate casele astea? Hai! Toate casele astea și apartamentele astea care sunt construite și mobilate pentru Airbnb. Adică ele au fost gândite pentru a fi date închirie, cu materiale care lasă de dorit și mai curge apa pe lângă duș și toate cele. Bă, aici totul e super, super premium, frate. Cred că inițial omul a făcut-o pentru el și apoi a apărut și chestia asta cu Airbnb. Cred, nu știu, să-mi spune. Florina, zici tu în comentarii, tată. Mie știi ce-mi place cel mai mult? De mine. Nu, îmi place geamul de sus. Ah, nici nu-l văzusem. Deci cam așa arată acest Airbnb, vă lăsăm link în descriere dacă vreți să trăiți această experiență în Costa Rica. Ați văzut că de la intrare într-o comunitate, în asta, într-un complex rezidențial, cu multe căsuțe frumoase, cu mulți vecini, foarte amabili cu toții, cu portar, cu barieră, cu securitate, cu grădinar, cu toate cele, merge la piscină. De asta noi folosim baia de serviciu, că suntem obișnuiți să fim sclaviți. Nu, ne lemn să rugăm fierbe. Și de asta eu nu prea gătesc. Pentru că acum câteva zile, nu cred că am tras cadre sau poate am tras, am făcut pad caprao. Cea mai bună mâncare, din punctul meu de vedere, din Thailand. Evident că fetiței i-a plăcut și a trebuit să mă duc să cumpăr ingredientele din nou și să mai fac încă un pad caprao. Deci, după ce fac pat caprau, merge la piscină. Până atunci, ai cook. Eu fac cafeaua dacă vrei. Ai los chilis, sigur, cafea. Deci nu știu ce chili au ăștia aici în Costa Rica, frate, credeți-mă. Dar au trecut vreo 3 zile de când am făcut pat caprau. M-am spălat pe mâini de 30 de ori, fără să exagerez, cu săpun, cu detergent de vase, cu detergent de haine, cu dezinfectant, cu tot ce am prins. Îmi bag degetul în gură, mi-am urțit limba instant. Acum întrebarea e, că stau și mă gândesc, de ce dracu îmi bag degetul în gură? Ha? Unde-i tu? În el cajon. În el cajon? Abajo de tot. Vin și răzătoare și... Ditati!
singur lucru e musai la rețeta asta. Să ai busuioc bun, albacă, basil, că e ouăle, dacă poți să-ți iasă așa să curgă din ele mai blană. Și să știi să faci orez, ceea ce noi nu știm, că nu ne iese orezul cum le iese la asiatici. Nunca, hamas. Și să ai niște chili buni. Și trebuie și niște chili buni. Spicy? It is a spicy! Pentru mine, da. Știi că puțin cât e, pentru mine e spicy. Dar e bun. Cred că trebuie să pus mai mult albacă, iubire. Cred că busuioc. Cred că e busuioc. Bă, ținând cont că n-am ingredientele, nici sos de pește și ce mai pun ei, n-am nici Thai basil ăla, se pare ca și blană. Foarte bun. Se lucrează de zori aici, ia uite. Cam așa arată zona comună, piscina aici. Să avem șezlong frumos peste tot. Piscina are chestia asta în mijloc, acolo e ca un soi de bar. Sunt niște scaune care sunt băgate în apă. Mai ieși încolo, sunt dușuri, sunt mese, palmieri. Este un grătar. Un grătar acolo pe care nu îl folosește nimeni niciodată, un jacuzzi. Și casa în care stăm e exact aia de acolo. Mai zis Luca că nu e aia, că e aia de lângă. Aia de lângă. Deci da, ăsta e locul în care stăm o săptămână. Da. Asta e casa unui român de aici, din Costa Rica. Loc în care ne-am simțit super, super mișto. Ne-am simțit ca acasă, ne-am gătit și noi, am putut să mâncăm ce am vrut. De seară ce mâncăm, Luca? Mâncăm. Ce faci de seară? Crema de calabasă. Ma, crema de calabasă. Brownie mai faci cu banane de la? Da. Așa. Deci da, cam așa arată. Dacă vreți vă lăsăm linkul în descriere, dacă aveți drum în Costa Rica, ajungeți în Haco, adică dacă veniți în Costa Rica 100% la un moment dat ajungeți în Haco. Dacă vreți o cazare din asta, vă lăsăm linkul în descriere. Foarte puțin timp plecăm către Chile, deci urmează chestii tari și ne-a prins foarte bine pauza asta cumva în care ne-am mai odihnit puțin și ne-am făcut o viață cât de cât normală, pentru că urmează chestii foarte active din locații unde, na, va trebui să depunem un oarecare efort ca să putem produce clipuri, să ne plimbăm și să zic că sunt locații mai grele de în care suntem miști. Dar asta o să vedeți după aia. Mulțumim din suflet de vizionare, nu uitați că ne puteți urmări pe Facebook, TikTok și Instagram mai ales, pentru că acolo sunt la zi toate chestiile și vedeți cum va viața noastră de zi cu zi, dacă vă interesează chestia asta, dacă nu, nu. Mulțumim din suflet, abonați-vă, am un fir de păr pe aici și ne vedem în următorul. Pa! Felix! Maybe a love like ours can lead out its course.